Sfârșit cumplit pentru un bărbat din capitală. Omul a fost spulberat de șoferul unei mașini în timp ce încerca să traverseze strada. Martorii spun că bărbatul se afla pe trecerea de pietoni când a fost lovit, iar șoferul era beat. Când am trecut, l-am văzut sub mașină. Mai trăia când a venit ambulanța? Nu mai se mișca. Bărbatul fără un picior trăia din mila oamenilor, pentru că nu avea bani de cărucior, se deplasa târându-se printre mașini. Aproape de miezul nopții, omul s-a hotărât să meargă acasă, dar pentru a ajunge la scara blocului, trebuia să traverseze o intersecție. Martorii spun că a încercat să traverseze pe la trecere, dar nu a mai apucat. Mașina l-a lovit în plin. Probabil nu l-a văzut. Abia când a coborât, șoferul a observat victima prinsă sub mașină. Îngrozit, tânărul a sunat la 112. Sub autoturism, pietonul era încarcerat. Prin manevrele specifice de descarcerare, s-a acționat pentru degajarea autovehiculului de peste victimă. Un pieton, vârsta aproximativă, este un pacient necunoscut, 55 de ani, pacient cu traumatism craniocerebral grav, traumatism toracoabdominal, declarat decedat la sosirea noastră. Vizibil șocat de cele întâmplate, șoferul a refuzat să facă declarații. Dar ce ai consumat în seara asta? Am înțeles că ți-a ieșit 031. Ce-ai băut? Te consideri vinovat pentru cele întâmplate? Polițiștii au aflat motivul tăcerii abia atunci când l-au testat cu alcool. Testul, aparatul a arătat că a băut înainte să se urce la volan. Șoferul autoturismului, un tânăr de aproximativ 28 de ani, a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 0,31 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii urmează să stabilească dacă victima a traversat pe la trecerea de pietoni. Îi vor ajuta cu siguranță imaginile surprinse de camerele de supravegheat din zonă.